Formația Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a calificat în finala campionatului european universitar de handbal masculin. Competiția se desfășoară la Podgorița, în Muntenegru. Joi seara, în meciul din semifinale, elevii antrenorilor Răzvan Gabriloaia și Iulian Andrei au trecut de Universitatea din Minio, Portugalia, scor 28 la 24. Pentru CS Universitatea au jucat Podovei, Șoldan, Balaș, Stanciuc, Focșăneanu, Urdă, Lupu, Roșu, Bologa, Vizitiu, Dascălu, Lăzurcă și Reuț. În ultimul act al competiției, sucevenii se vor lupta cu Universitatea Costa de Azur din Nisam. Francezii au obținut biletele pentru finală după ce au trecut de Universitatea din Zagreb scor 31 la 23. Cele două finaliste s-au întâlnit și în faza grupelor, acolo unde sucevenii s-au impus cu scorul de 35 la 30. Finala este programată pentru vineri, 14 iulie, de la ora 20:30. Meciurile de la Campionatul European Universitar 2023 sunt transmise live pe canalul de YouTube